Capitolul 21. Porunci privitoare la preoți. Domnul a zis lui Moise, vorbește preoților fiilor lui Aaron și spune-le, un preot să nu se atingă de un mort din poporul său ca să nu se facă necurat. Afară de rudele lui cele mai de aproape, de mama lui, de tatăl lui, de fiul lui, de fratele lui și de sorusa care încă fecioară, stă lângă el și nu este măritată, afară de aceștia să nu se atingă de niciun alt mort ca unul care este fruntaș în poporul lui să nu se facă necurat atingându-se de un mort. Preoții să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort, să nu-și radă colțurile bărbii și să nu-și facă tăieturi în carne. Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu ne cinstească numele Dumnezeului lor, căci ei aduc Domnului jertfele mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinți să nu-și ia de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt sfinți pentru Dumnezeul lor. Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău. El să fie sfânt pentru tine, căci eu sunt sfânt, eu, Domnul, care vă sfințesc. Dacă fata unui preot se ne cinstește curvind, ne cinstește pe tatăl ei să fie arsă în foc. Marele preot. Preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat unt de lemnul pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfințite, să nu-și descopere capul și să nu-și sfârșie veșmintele. Să nu se ducă la niciun mort, să nu se facă necurat și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa. Să nu iasă din sfântul locaș și să nu ne cinstească sfântul locaș al Dumnezeului său. Căci unt de lemnul ungerii Dumnezeului său este o cunună pentru el. Eu sunt Domnul. Femeia pe care o va lua el de nevastă să fie fecioară. Să nu ia nici o văduvă, nici o femeie despărțită de bărbat, nici o femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară să nu-și necinstească sămânța în poporul lui, căci eu sunt Domnul care îl sfințesc. Însușirile preotului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Aaron și spune spunei: Niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Niciun om care va avea o meteahnă trupească nu va putea să se apropie, și anume niciun om orb, șchiop, cu nasul cârn sau cu un mădular mai lung, niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă, niciun om ghebos sau pipernicit cu albiață în ochi care are râie pe cingine sau boșit. Niciun om din neamul preotului Aaron, care va avea vreo meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă Domnului jertfele mistuite de foc, are o meteahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea să mănânce. Dar să nu se ducă la perdeaua din lăuntru și să nu se apropie de altar, căci are o meteahnă trupească. Să nu mine cinstească locașurile mele cele sfinte, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc. Astfel a vorbit Moise lui Aaron și fiilor săi și tuturor copiilor lui Israel.